Realizată cu sprijinul Hora ESA. Bună seara, dragii mei, și bun găsit la instituția. Sunt Simina Cota, și ce mi-am propus în această seară, atât pentru noi care suntem prezenți în studio, cât și pentru dumneavoastră? O dezbatere, o discuție, întrebări, răspunsuri. În ultimul timp, ceea ce vom discuta noi în această seară a fost pe buzele multor oameni. Ați auzit la televizor, s-a discutat în mass media, în presă, peste tot. Familia tradițională, societatea progresează, nimic nu rămâne static, totul se mișcă. Cât de mult tolerăm, cât de permisivi suntem, încotro ne îndreptăm care va fi educația copiilor noștri și copiilor copiilor noștri, la toate aceste întrebări și mai mult decât atât, care este rolul Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce înseamnă familie? Despre toate acestea, în această seară am plăcerea de a discuta cu preotul Daniel Cota. Bună seara, părinte, și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Părinte, le spuneam celor de acasă care ne urmăresc o temă, provocările familiei tradiționale. Știm foarte bine că în ultimul timp s-a dat, îmi permis să spun, s-a dat startul. Adică s-au trimis liste întregi prin care se cereau semnături. Prin aceste semnături, omul să-și dea cu părerea. Se schimbă sau nu se schimbă ceva în Constituție. Familia tradițională, căsătoria este acceptată între soți. Și soț însemnând, însemnând femeie și bărbat. Toată această acțiune. De unde a plecat? Biserica Ortodoxă Română a fost cea care a dat startul, de la ea a plecat totul? Era nevoie de această acțiune în momentul de față? Sau care sunt, să spun, părțile colaterale care au luat parte la această acțiune? Înainte de a începe discuția noastră, aș dori să vă spun că, deși am fost de nenumărate ori în acest studio, cu mare drag, în seara asta am venit un pic cu inima strânsă, pentru că suntem într-o perioadă în care ar trebui să ne încărcăm de bucurie, de lumină și iată, noi suntem obligați, pentru că ăsta este cuvântul să vorbim despre lucruri nu neapărat întunecate, dar despre niște lucruri care nu ne luminează deloc sufletele și mă gândesc la ceea ce spunea, cât de profetic era Cioran, care spunea că va veni o vreme în care cel care va spune că 2 plus 2 fac 4, va fi considerat nebun. Pentru că noi despre asta vorbim de fapt. Revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur că Atâta timp cât uh, această problemă a căsătoriei, cum este căsătoria, uh, care este scopul, care este rolul ei, dacă este între bărbați și femeie, dacă este între doi bărbați, între două femei, este o întreagă discuție, sigur că nu vom putea în seara asta să dăm uh, toate răspunsurile. Însă ceea ce vreau eu să vă spun este că inițiativa despre care dumneavoastră vorbeați, n-a fost a biserici ortodoxe române, deși biserica ortodoxă română a marșat imediat pe acest, pe, pe acest program. A fost o inițiativă civică evident. Că Biserica Ortodoxă Română a spus prezent și a spus da în momentul în care una dintre valorile fundamentale ale creștinismului era pusă în, era pusă în discuție, sigur că Biserica a răspuns prezent. Ceea ce doresc să, să precizez din capul locului, și trebuie să spunem lucrul acesta, este că nu numai Biserica Ortodoxă a fost cea care a răspuns acestui, acestui apelativ ci a răspuns și Biserica Romano-Catolică, și cultele protestante și neoprotestante, chiar și uh, cultul musulman și așa mai departe. Deci, uh, în general, uh, toți oamenii, ca să-i numim așa de bun simț, au răspuns, la, uh, au răspuns acestui apel pentru că este pusă în discuție o problemă care nu ne așteptam să fie pusă în discuție și aș dori să spun că la un moment dat exista sigur pe, pe internet găsim foarte, foarte multe foarte, foarte multe comentarii vis-a-vis de, -vis de acest aspect în care se spunea, domnule, n-ar trebui să fie pusă în discuție exact. astfel de probleme. Da, n-ar trebui. Însă, în momentul în care cineva vine și spune, domnule, nu este în regulă sau ar trebui să fie altfel, atunci, iată că o astfel de problemă trebuie să fie pusă în discuție. Și atunci noi suntem cei care, dincolo de faptul că suntem creștini, dincolo de faptul că suntem ortodoxi, dincolo de faptul că suntem oameni de bun simț, este o problemă care, asupra căreia încă nu s-a gândit nimeni, care sunt consecințele nu numai în plan teologic, pentru că este o falsă problemă, cea care, cea care se vehiculează în spațiul mass media, și anume că este doar o problemă a, a religiei, a bisericii, o problemă teologică. Nu, este o problemă socială, și încă nimeni n-a socotit, și cred că nici nu poate să, 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 să calculeze consecințele pe termen lung pe care le, le are o astfel de decizie. Haideți, înainte să trec la consecințele pe termen lung pe care le are o astfel de decizie, întrebarea mea, în momentul de față, ar fi Biserica Ortodoxă. Ce Cum se raportează față de persoanele care au o altă orientare sexuală? Le exclude din comunitate, le primește cu, să spun, nu neapărat cu brațele deschise, acordă acel cuvânt de sprijin, este deschisă la comunicare, dar comunicarea în adevăratul sens al cuvântului față de aceste persoane? Ba da, Biserica le primește chiar cu brațele deschise, pentru că uh, mie mi se pare un pic, uh, un pic deplasat a vorbi în Biserica Ortodoxă a vorbit despre toleranță. Se vorbește atât de mult despre toleranță. Ce înseamnă, de fapt, toleranța? A fi tolerant cu cineva înseamnă a-l accepta, însă acolo să stea în colțul lui, fără să spună mare lucru, fără să își revendice anumite drepturi. Asta înseamnă a-l tolera. Însă, în Biserica Ortodoxă noi vorbim despre iubire, pentru că, pentru că Hristos este iubire. Deci, Biserica Ortodoxă chiar îi primește cu brațele deschise pe toți credincioșii și pe necredincioșii, e pe cei încă n-am auzit, eu nu știu, personal nu cunosc cazuri în care cineva să fi închis ușa bisericii în fața cuiva sau un preot duhovnic să nu-l primească la taină spovedanie pe un om care are diferite orientări sexuale sau este într-o minoritate de mai știu eu ce, ce gen. Deci biserica ortodoxă să fie foarte clar pentru toată lumea. Biserica ortodoxă este deschisă pentru toată lumea, este deschisă oricăror idei, însă Biserica Ortodoxă își arogă dreptul de a pune, de a pune stabilă anumitor manifestări care, care trec dincolo de limita bunului simț. În momentul, asta cred eu. Da, dar în momentul în care spuneți că Biserica Ortodoxă pune stabilă sau acceptă până la un anumit punct, putem vorbi despre, o biserică, despre Biserica Ortodoxă Română. Din punct de vedere al, știu eu, e mai conservatoare, e fundamentalistă, cum o putem privi în momentul de față? Evident că orice biserică este conservatoare, în sensul că biserica își conservă își conservă tezaurul pe care îl are. Ori, vorbim despre biserica ortodoxă, vorbim despre o biserică care deține un tezaur de 2000 de ani. Și atunci, Evident, că biserica ține la aceste zaur, pentru că noi acolo noi, noi ne raportăm la acest zaur. În momentul în care însă și am văzut și în mass media, din păcate, spun eu, din partea unor oameni foarte bine pregătiți, unor oameni foarte bine intenționați, teoretic, însă care se joacă cu, cu, cu cuvintele. Nu putem să punem egal între biserica ortodoxă și fundamentalist. În primul rând pentru că nu se înțelege sensul cuvântului fundamentalist. În momentul în care vorbești despre fundamentalism, vorbești despre, uh, despre niște pedepse pe care o biserică sau chiar și statul le aplică, în momentul în care nu suntem de acord cu anumite concepții. Ori noi ne lovim în, ziua, în, în momentul de față exact cu această problemă. Cine este fundamentalist dacă stăm să ne gândim? pe de o parte, îi se cere nu numai bisericii, și statului român, pentru că suntem într-un fel în aceeași problemă. Îi se cere să fie tolerant, să accepte anumite lucruri, adică drepturi pentru toată lumea, dar pe de altă parte îi se impune să-i pedepsim pe cei care nu, nu sunt de acord cu noi. Ori Biserica Ortodoxă, să fim foarte bine înțeleși, Biserica Ortodoxă este un fel de metronom, adică este cea care spune până unde se poate merge cu compromisul, ca să-l cităm pe președintele României, deci nu se poate, compromisul nu poate să meargă la infinit. Există o anumită doză de acceptare, există o anumită doză de înțelegere, există, dacă vreți, o totală înțelegere. Sfânta Scriptură spune foarte clar, Dumnezeu nu vrește moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Noi nu avem o problemă cu persoanele în sine, deci să fie foarte clar. Noi avem o problemă cu astfel de manifestări care trec dincolo, nu numai de pragul uh, moralității uh, din punctul de vedere al bisericii, ci și din punctul de vedere al statului. Aici merge, părinte, la probabil cât și până unde tolerăm, pentru că se cere să fim mai permisivi, să avem o, ocare, o oarecare empatie față de aceste persoane care se manifestă, care au evenimentele lor, care au locurile unde se întâlnesc, care au cer, își cer niște drepturi. Aceste drepturi le putem da. Și întrebarea mea este foarte simplă. Cât? Până unde tolerăm? Și de ce mai încolo nu putem să tolerăm? În momentul în care vorbim despre drepturi, deci să fim foarte, foarte bine înțeleși. Dacă vorbim despre un stat democratic, pentru că credem că România este un stat democratic, înseamnă că drepturile are toată lumea. Da. Deci nu putem să alocăm anumite drepturi unei anumite categorii de persoane negând aceleași drepturi celelalte categorii. Și o să vă dau un exemplu foarte simplu. În momentul în care o persoană, indiferent cine ar fi ea, iese în lenjerie intimă pe stradă, în următoarele 5 minute ar fi luată de poliție pentru faptul că atentează la bunele moravuri. Dar în momentul în care 500 de persoane fac un astfel de spectacol cel puțin grotesc, atunci înseamnă că își cer drepturile. Deci nu putem să, nu putem să mergem pe, pe, să negăm drepturile unei minorități și să le negăm pe cele ale majorității. Asta în primul rând. În al doilea rând, ce înseamnă de fapt drepturi? În momentul în care soliciți anumite drepturi, indiferent cum te, în ce țară democratică locuiești, în momentul în care ai, ți se oferă anumite drepturi, automat ai și anumite obligații. Și aici vorbim despre ce înseamnă de fapt libertatea. Până unde merge libertatea? Uh, John Stuart Mill spunea la un moment dat că libertatea mea se încheie acolo unde începe libertatea celuilalt. Ori asta trebuie să înțeleagă toți acești oameni. Că uh, atâta timp cât domniile lor își cer anumite drepturi, le involuntar sau voluntar, asta nu, uh, nu, uh, nu pot eu să hotărăsc dacă uh, lucrurile acesta se întâmplă voluntar sau involuntar, dar uh, automat lezează drepturile majorității. Sigur că am auzit foarte multe discuții și mă turisesc că am fost ulbura de uh, o grămadă de postări care au loc în, în spațiu virtual. Uh, se vorbește despre o dictatură a majorității. Eu, din câte știu eu, uh, democrația înseamnă că majoritatea este cea care hotărăște. Sigur că există anumite drepturi, dar o minoritate nu poate să ceară drepturi suplimentare. Eu așa cred. Nu poate o minoritate să ceară drepturi suplimentare. Adică toți avem aceleași drepturi și implicit aceleași obligații. Haideți să vorbim tot despre a accepta și a tolera aceste persoanele cu orientări sexuale și aș merge mai departe. Nu sunt singurele de acest gen. Sunt uh, relațiile normale, care din punctul lor de vedere, fiecare privim relație normală, indiferent pe ce parte, pe ce parte a baricadei ne aflăm. Dar uh, toate aceste lucruri, toate aceste deviații, de ce credeți dumneavoastră că țin? Țin de partea genetică, țin de partea educației și clar că sfera aceasta se poate extinde mult mai mult. Și atunci, iarăși revin la întrebarea, ok, tolerăm, le permitem unele lucruri, ne permitem între noi unele lucruri, dar ce se întâmplă cu cealaltă categorie a celorlalte persoane care orientările sexuale, dragii mei, merg mai departe, mult mai departe, încât Chiar vreau să le discut acum. Problema este relativ, este relativ simplă. Adică, să fie foarte clar, Biserica în, în speță, pentru că despre asta vorbim, problemele da. statale e sunt, sunt o altă, altă latură a problemei. Biserica în speță nu are o problemă sau nu, ar trebui să aibă o problemă uh, în, în ceea ce privește spațiul intim al persoanei. Deci nu este o încălcare a spațiului său intim. Adică, Cu alte cuvinte, nu avem nicio problemă uh, ce face cineva în atacul său sau în locajul exact. său de taină, însă în momentul în care uh, vii și epatezi și spui domnule, uh, este normal să fie așa, trebuie, trebuie să spunem că nu este normal, pentru că dacă ar fi normal, toți Poate că toți am fi în aceeași situație. Și atunci, sigur că biserica trebuie să ia o atitudine uneori, adică fățișă, evident că fățișă, pentru că biserica trebuie să spună, până aici, mergem cu, cu toleranță, am mai spus, nu vorbim despre toleranță, vorbim despre iubire, vorbim despre faptul că acceptăm faptul că există astfel de... Pentru că noi despre asta vorbim în speță, despre o căsătorie între două persoane de același sex. Ori biserica se bazează foarte clar pe Sfânta Scriptură. Și acolo se spune deci e foarte simplu. Un bărbat și o femeie. Și dacă mergem mai departe, chiar putem să venim până în zilele noastre, Constituția României, care acum este într-o într eternă discuție, în codul civil există și acolo stipulare, mi se pare articolul 259, care spune că căsătoria are loc între un bărbat și o femeie. Căsătoria, ca să ne întoarcem la miezul problemei, căsătoria, care este scopul căsătoriei, de fapt? Pentru că oamenii, oamenii aceștia asta doresc. O căsătorie. Ce înseamnă de fapt o căsătorie? Care este scopul căsătoriei? Dincolo de faptul că este, să zicem, nu neapărat legalizarea. Este de fapt o taine, pentru că de asta colonia este o taine, pentru că cei doi soți se descopere, în, timp, în timpul vieții se descopere, tot timpul se descopere. Însă acești oameni doresc, doresc să-și instituționalizeze un eșec, pentru că este din stat un eșec. Deci institu instituționalizarea eșecului. Ori evident că Biserica nu poate să fie de acord cu lucrul acesta. Luăm o scurtă pauză, cu permisiunea dumneavoastră, părinte, Rămâneți alături de noi. Revenim pe a doua parte a emisiunii cu educația copiilor în astfel de familii, cu rolul familiei, cu mame surogat, publicitate. Suntem din nou împreună instituția Provocările Familiei Tradiționale, invitat preot Daniel Cota. Părinte, continuăm discuția noastră. Au sau nu au dreptul la căsătorie persoanele homosexuale sau lesbiene și așa mai departe? Acum, problema e, se pune în felul următor. Dreptul de a cere la are oricine. Da. La fel cum statul sau altă autoritate are dreptul de a refuza. Ceea ce spuneam la începutul emisiunii noastre, este că ar trebui să, sau legiuitorul cel puțin, pentru că despre asta vorbim în cele din urmă, pentru că este vorba despre o lege pe care trebuie să o dea statul român, ar trebui să judece foarte amplu și foarte în adâncime consecințele pe care le are o astfel de lege. Pentru că în literatură există o tehnică, se numește tehnica bulgălui de zăpadă, care agia le folosește în piesele lui, adică personajele și întâmplările se înlănțuie și se devine o, bulgăre, devine o opere foarte, foarte mare. Ori eu am această teamă că, odată pornită o astfel de lege, s-ar putea ca să tragă după ea sau să genereze... Precedentul? nu neapărat precedentul, ci să genereze, da, și precedentul însă să genereze o cerere de drepturi din partea altor minorități sexuale. De exemplu, se pleacă de la ideea foarte simplă. Aceasta este orientarea lor. Asta este, este problema lor sexuală. Exact. Bun. Pedofilii ar putea să spună același lucru. Incestoși ar putea să spună același lucru. Ca să nu mai vorbim despre alte de natură, zoofilii și așa mai departe. Deci, s-ar putea ajunge foarte, foarte ușor la o astfel, de, la o astfel de, de situație în care și aceste minorități să-și ceară drepturile, poligami și așa mai departe. Deci, vorbim despre o lege care trebuie gândită foarte, foarte bine, analizate, dar în primul rând analizate consecințele în plan social, pentru că despre asta vorbim. Pentru că o astfel de lege... În primul rând, pentru că, în primul rând că, din punctul meu de vedere, și sunt pe internet o grămadă de studii și o grămadă de studii serioase, vorbesc nu despre anumite postări care nu au nicio legătură cu realitatea, care spun un lucru foarte simplu. În primul rând, cuplurile homosexuale în țările în care sunt permise căsătoriile, 2% din aceste cupluri se căsătoresc. Deci 2% din aceste cupluri ce În ce primul rând În al doilea rând Acelea studii spun că 80% din aceste cupluri Au, pe perio au în perioada vieților active Din punct de vedere sexual 7-8 parteneri Deci nu vorbim de Adică nu vorbim deloc despre o Cum să spun eu Să-i numim să numi noi o fidelitate în cuplu Așa cum vorbim despre fidelitate Sigur că există cazuri de infidelitate și în cuplurile de, între bărbați Bine și femei astfel. Evident că există astfel, astfel de cupluri Evident că există și cupluri În care, în care de, nu poți să aibă copii Și așa mai departe, Vor, vom vorbi și despre asta Deci repet, da, au dreptul să ceară acest lucru Însă legiuitorul are și dreptul să refuze Pentru că nu poți Nu poți să mergi la infinit cu niște, Să ceri niște drepturi pe care În primul rând, morala Nu ți le dă, nu ți le acceptă Nu poți să mergi la infinit Cuplurile care stabilesc sau nu stabilesc o căsătorie. În țara noastră încă nu sunt uh, permise astfel de căsătorii, dar știm foarte bine că sunt state unde unda verde li s-a dat. Pe mine mă interesează în momentul de față copilul. În familiile cu orientare sexuală, în familiile homosexuale, ce se întâmplă cu copilul? Pentru că inevitabil este acel wow, suntem o familie. Indiferent cum privim fiecare familia și rolul ei, și ei sunt o familie. Vrem un copil. Cine ajunge să aducă acel copil în familie? De unde aduce copilul? S-ar putea. Și aici, dacă dumneavoastră mă contraziceți sau sunteți de acord cu ce spun eu, sunt cazurile foarte rare în care ei acceptă adopția. Care sunt procentajul spre ce merge în momentul în care vine vorba de un copil? La ce recurg familiile respective? Deocamdată, din câte știu eu, da, ei se îndreaptă spre adopție, însă adopția este planul B. Așa. Deci adopția este planul B, în primul rând pentru că încă există state care nu acceptă adopția pentru astfel de familii. Și aici există o problemă foarte gravă, pentru că în momentul în care se acceptă și adopția într-o astfel de familie, se încarcă dreptul copilului. Pentru că, din punctul nostru de vedere, adică din, din punctul de vedere al oricărui om de bun simț, copilul acela are dreptul să trăiască cu, o, tată, cu o, o, o mamă și cu un tată. Ori automat din start copilului îi se ia acest drept. Asta este una, una dintre probleme. A doua problemă este faptul că în momentul în care astfel de cupluri doresc să aibă copii, și acolo aici există o întreagă industrie care se dezvoltă în jurul... Acestei, acestui tip spie. de familie da. și vorbim despre, despre așa numita, între ghilimele, instituția mamei surogat. Ce înseamnă de fapt o mamă surogat? Pentru că, la un moment dat, pentru noi ar părea o, o, un termen anacronic. Cum adică, mamă surogator, ești mamă, ori nu ești. Ori, o astfel de mamă surogat este practic o mamă purtătoră. În primul rând, aici se exclude sentimentul de iubire între soți, deci acolo nu mai este nicio problemă de, de iubire, unul la mână. A doua problemă este faptul că s-a creat o afacere, o afacere la nivel internațional, sub nasul Uniunii Europene, pentru că există la Bruxelles, și pe, o să găsiți pe pe net sunt, sunt informații, deci la Bruxelles în, an, de Bruxelles, în anul de grație 2016, există un târg în care n -au, la care n-au acces decât bărbații. Și în uh, cadrul cărui tric se pot cumpăra copii. Există, uh, uh, există firme din Canada, SUA, Israel și așa mai departe, care se duc. Un copil, deci atenție, un copil valorează între 60.000 și 120.000 de euro. Deci asta însemnând, deci un copil care se cumpără așa cum mergem noi și cumpărăm o jucărie dintr-un magazin. Diferența de preț o face valoarea mamei dacă are studii superioare, dacă este, să zicem, blond de albaștri, dacă depinde ce își dorește familia care dorește de să gen, cumpere nu? acest copil. Și atunci, oare nu ajungem noi să tratăm ființa umană ca pe un obiect? Nu devine femeia un obiect? Nu devine copilul acela un obiect pe care putem să-l refuzăm în momentul în care și sunt cazuri uh, în care putem să-l refuzăm pentru că nu corespunde dorinței noastre. Nu corespunde, nu este conform stasului pe care noi ne-l-am format, nu corespunde acest copil și atunci spunem nu. În momentul de față vorbiți despre un caz concret la cea mamă surogat care a dat naștere unor gemeni din da. și unul dintre copii a fost cu. Da, în Thailanda. Cu... Da, și pur și simplu cuplul a refuzat copilul, da. iar mama a rămas da. cu cei doi copii, deși al doilea copil era sănătos. Da. Deci unul dintre copii avea un sindrom Down? Da. Familia a refuzat copilul, l-a refuzat și pe al doilea. Da. Pentru că nu corespundea stasului. Deci, vorbim despre niște persoane umane care se vând și se cumpără, repet, sub ochii Uniunii Europene, care vine și ne dă lecții de despre cum ar trebui să fie democrația și cum ar trebui să respectăm noi drepturile omului și ale copilului și ale femeii și așa mai departe. Aș vrea să precizez că există, nu mai știu, îmi scap acum anul, există o, există o, o hotărâre a unei. <coughs> conferințe care s-au dat la Oviedo, în care se spune foarte clar că se, este interzisă în Uniunea Europeană să interzice femeilor să-și folosească propriul trup, spune acolo, pentru a, pentru a beneficia de niște avantaje materiale. Ori în momentul în care o femeie și un copil este tratat altfel, mă tem că nu putem vorbi despre drepturile omului. Deci, da, dar părinte, mama surogată nu este prezentă numai în astfel de situații, în astfel de cupluri. Mama surogată la, știu eu, la avantajele, nu la avantajele, la serviciile, pentru că efectiv sunt niște servicii, da. la serviciile ei, recurg și familiile formate din bărbat și femeie. Care este soluția în momentul în care un bărbat și o femeie nu pot avea copii? Soluția este una foarte simplă, adopția. Da, dar totuși nu vor adopția. Nu vor adopția, atunci mă tem că sunt pe o, pe o, pe o piste greșită. Pentru că Gândiți-vă că sunt cazuri și este halucinant să te gândești. Deci, gândiți-vă la un caz în care un copil ar putea avea șase părinți. Și am să vă spun și de ce. Deci, există donatorul de, există donatoarea de ovule, da. există bărbatul donator de lichid seminal, da. există mama surogat cu soțul ei care și el ar putea la un moment dat să ceră să să, dreptul de paternitate asupra copilului da. și există familia care da. îl cere. Deci, copilul acela este abandonat de la început, adică copilul acela nu mai, are, nu mai are o identitate. Deci, asta în primul rând. Și în al doilea rând, deci nu se, dacă nu dorești să, să, să adopți un copil și dacă dorești neapărat să recurgi la astfel de, de mijloace, eu cred că aceste familii, dintre care sigur sunt familii bine intenționate, care ar, ar dori să aibă un copil, însă ar trebui să vadă foarte bine cum apare, cum este conceput acel copil. Ar trebui să vadă foarte bine care sunt consecințele unui astfel de act. Pentru că acolo se întâmplă, se întâmplă niște drame, efectiv se întâmplă niște drame. Dacă luăm, de exemplu, fertilizarea in vitro, toată lumea știe că de acolo rezultă 3, 4, 5, 6 embrioni, dintre care unul trăiește, ceilalți sunt omorâți. Deci să fie foarte clar. Deci, dacă nu dorești să, să fiezi un copil, să, să adopți un copil, atunci trebuie să fii foarte bine informat. Dacă vrei într-adevăr un astfel de copil, adică dacă vrei într-adevăr să faci parte dintr-un din astfel de joc de-a de, de de Dumnezeu. Pentru că asta se întâmplă, de fapt. În momentul de față, ingineria genetică, sigur, cu, toate, cu, toate, cu toată latura ei pozitivă, pentru că există și aspecte pozitive. Nu, nu, nimeni nu demonizează ingineria genetică. Însă, există și latura aceasta. Uh, vor, pentru că vorbeam despre mamele surogat, acolo există e, o afacere de vreo 60 de miliarde de dolari, din câte știu eu. Deci, depinde vorbim de stat fie despre fie foarte mulți bani. Deci, uh, este o joacă de-a Dumnezeu în care tu, ca și părinte, tu, ca și familie, vrei să te implici sau nu vrei să te implici. Eu uh, mă tem că dacă oamenilor le-ar fi explicate, le ar fi foarte bine explicate aceste lucruri, multe dintre familii probabil care rezita sau s-ar gândi de două ori înainte să, să fac un astfel de pas. La începutul uh, emisiunii discutam despre faptul că în toată această acțiune s-a implicat nu numai Biserica Ortodoxă, ci mult mai multe culte și organizații non-guvernamentale, printre care ne spuneați la un moment dat de musulmani. Poligamia, poligamia în această parte, în Vechiul Testament, este acceptată oarecum de Dumnezeu. Puteți spune de ce Dumnezeu a acceptat poligamia? Pentru că tot nu putem să spunem că este ceva care în momentul de față noi spunem da. E foarte bine, felicitări, să mergem înainte așa. Acum, pentru că vorbim despre Dumnezeu și despre uh, ce se întâmplă în Sfânta Scriptură, uh, ne trebuie să înțelegem un aspect foarte clar: și anume că dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, uh, vedem că acolo se întâmplă lucruri cu, cu voia lui Dumnezeu și cu îngăduința lui Dumnezeu. Deci sunt două aspecte foarte distincte. Uh, dacă vedem în ce context uh, Dumnezeu permite poligamia, să nu uităm. Că în momentul în care este permisă poligamia în Vechiul Testament, vorbim despre o perioadă de acum 5-6 mii de ani, în care vorbim de, 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 de triburi nomade, războinice, care încercau să-și cucerească teritorii, bărbații mureau foarte des în luptă și atunci era nevoie ca tot timpul să aibă tine, să aibă băieți care să participe la, la, la aceste războaie. La fel se întâmplă și cu, și cu musulmanii. Eu am mai spus odată la o emisiune a dumneavoastră, atunci când vorbeam despre islam, faptul că în Coran, deci Coranul, recomandă monogamia. Deci în, în, Coran nu este, nu este impusă poligamia. Chiar profetul spune la un moment dat, el chiar restricționează, dacă până la Mahomed era, se putea să aibă până la 90 câte femei dorea el, Mahomed restricționează la 4. Dar Coranul vorbește despre monogamie. Vorbim despre, despre, același aspect. Vorbim despre un popor războinic care putea, tot timpul era în luptă, bărbații mureau și atunci despre asta vorbim că în cărțile sacre. Dumnezeu îngăduie acest lucru. Să nu uităm că în momentul în care trecem la Noul Testament, acolo deja vine Hristos și spune altceva. Spune că nu numai faptul că ai păcătuit cu femeia, cu o altă femeie este un păcat și faptul că ai privit-o într-un anumit fel s-ar putea să fie o problemă. Deci acolo, asta este problema. Este vorba despre un context istoric care nu, nu, nu trebuie să devină, adică nu este uh, normativ. Deci în momentul în care, nu știu, astăzi, în zilele noastre, nu, nu cunoaștem familii, de exemplu, familii iudaice care să fie poligame. Nu, deja ei sunt monogani. Deci a fost un moment în care Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Deci în zilele noastre vorbim despre cu totul altceva. Părinte, ne mai oprim pentru o scurtă pauză. Credibilitatea bisericii în timpurile noastre, dar imediat după publicitate. Dragii mei, provocările familiei tradiționale Părintele Daniel Cota Este alături de mine și alături de dumneavoastră Părinte, haideți să timpul trece foarte repede Eu aș insista puțin Pe copilul Care se dezvoltă În astfel de familii Știm că primii pași în dezvoltarea copilului Prima educație a copilului se face prin imitație Copilul Într-o astfel de familie în primii pași în care facem viață, învață prin imitație, care, este, care sunt repercursiunile, cum vedeți dumneavoastră, cum credeți că vede biserica, următorii pași ai copilului, evoluția copilului, copilul ajuns adult. Acum, este foarte greu să spunem dacă 100%... Normal din, din, din da. acești copii ori să aibă aceeași orientare sexuală ca părinților adoptivi. Ar fi absurd să dăm un astfel de pronostic. Însă este foarte clar că din start copilul pleacă cu astfel de inclinație, pentru că sunteți cadru didactic, un copil prima lecție o învață prin imitație și apoi, deci ca să nu mai punem la socoteală, faptul că acel copil s-ar putea să aibă niște niște traume și niște drame în copilărie, pentru că va fi privit cu totul altfel de către colegii lui și știm că uneori copiii pot să fie foarte cruzi în, în relația cu ceilalți copii, de deci s-ar putea să trăiască altfel de traume. S-ar putea ca el să trăiască tot timpul cu, cu acel semn de întrebare de ce la mine e așa și la ceilalți, la colegii mei este altfel. Deci ar putea, ca, sau este uh, aproape 90% sigur că un astfel de copil va fi traumatizat. Chiar dacă se va bucura, nu, eu nu pot să nu nici nu neg lucrul acesta că un astfel de copil nu ar, nu ar fi iubit în familia lui. Da, poate să fie iubit, poate să fie apreciat, poate să fie stimulat, însă uh, uh, în subconștientul copilului este foarte greu să ne gândim ce se poate întâmpla acolo. Deci eu mă tem că uh, și de asta o spun răspicat că uh, nu numai biserica, ci în general societatea uh, este sau ar trebui să fie împotriva adopției pentru că un astfel de, unui astfel de copil, repet, îi se încalcă dreptul său primordial, acela de a avea o mamă și un tată. Este foarte simplu. Am vorbit despre toleranță, am vorbit despre cazuri concrete, dar vorbim și despre discriminare. Persoane care se simt discriminate s-au afirmat de atâtea ori că în unele situații, în momentul de față, are loc o discriminare la aceste persoane. Cum priviți acest lucru? Acum nu știu cât de, cât de sau ce ce înțeleg ce acești oameni prin discriminare, pentru că în România, probabil în România mai puțin și eu chiar aș spune că România este un exemplu de toleranță și de, de, de conviețuire. Să nu, să nu uităm, în societatea occidentală poți fi, chiar și în România, poți fi discriminat pe diferite motive. Că șeful își dorește o anumită secretară și femeia respectivă nu arată așa cum dorește el, chiar dacă Deși... ca și capacitate este la 100% și nu angajează, poți să fii discriminat pentru că ești negru sau pentru că ești alb, poți să fii discriminat pe diferite motive. În România eu nu știu, chiar nu știu, recunosc, recunosc că nu am, nici nu am cercetat în amănunt aceste cazuri, însă nu știu dacă există cazuri concrete sau foarte multe cazuri, pentru dacă avem un caz 2, 3, 10, asta nu înseamnă că deja vorbim despre un fenomen am putea să vorbim despre discriminare în momentul în care ar exista un fenomen în care se spune, domne se afișează pe ușa unui birou, nu acceptăm persoane cu o anumită orientare sexuală sau așa mai departe. Să nu uităm că și creștinii, și creștinii sunt, sunt discriminați și încă, la modul cel mai serios, chiar în societățile cele mai, cele mai democratice din lumea aceasta. Uitați-vă pe, pe internet, sunt sunt foarte multe cazuri. Îmi aduc aminte un caz în Suedia, Este un grup era un grup de moașe care au refuzat să participe la, la avorturi și au fost, li s-a desfăcut contractul de muncă. Există un caz în Marea Britanie, în care o, o infirmieră a fost dat afară pentru că s-a rugat unul dintre pacienții săi, și așa mai departe. Deci, sunt foarte multe cazuri în care putem vorbi despre discriminare. Dar, repet, nu cred că, la momentul de față, în România se poate vorbi despre o discriminare pe astfel de, de criterii. Este un subiect, o întrebare oarecum mai delicată. În momentul de față, indiferent unde privim, eu cel puțin observ o lipsă a credibilității societății față de Biserică. În momentul de față, Biserica Ortodoxă Română are credibilitate sau nu are sau are puțină credibilitate în fața valorilor morale, oamenii privesc biserica cu nu oarecare scepticism. În momentul în care vine preotul să spună ceva, preotul respectiv e ca și cum nu-mi spui mie ce să fac, pentru că acesta este adevărul, sunt pădure fără scături, nu este? Și atunci, de ce vii, părinte, să-mi spui mie ce să fac, când de fapt eu s-ar putea să fiu mult mai curat decât tine? Păi aici, dumneavoastră spuneați că nu există pădure fără uscături, așa este, însă s-ar putea la fel de bine să riscăm să nu vedem pădure din cauza copacilor. Exact. Știți? Pentru că se întâmplă un lucru foarte, foarte ciudat. Adică contestă biserica. Ar trebui să stabilim foarte bine ce înseamnă biserica. Deci să fie foarte clar pentru toată lumea, biserica nu înseamnă numai preotul, nu înseamnă numai episcopul, patriarhul și așa mai departe. Care poate fi contrazis. Da, evident că preotul poate fi contrazis, sigur că preotul poate să... Pentru că de asta ne aflăm aici, să avem o dezbatere în care evident că nu, dețin, nu deținem adevărul absolut. Biserica înseamnă totalitatea credincioșilor care au fost potezați. Latinul spune consensus ecclesiae, Deci asta înseamnă biserica. Deci din biserică fac parte chiar și acești oameni care contestă biserica. Așa au acest drept, evident, fără nicio problemă. Însă, în momentul în care vorbim despre credibilitate, biserica este sfântă nu pentru că noi am fi niște sfinți. Nu, preotul nu este un sfânt care, da, el într-adevăr, el îl întruchipează pe Hristos acolo în Sfânta Liturghie, dar el nu este un sfânt, este un păcătos. Uneori poate mai, mai păcătos decât credincioșii săi. Biserica este sfântă pentru că Hristos este sfânt. Și atunci în momentul în care noi sau anumite persoane sau anumite grupuri de persoane încearcă să ducă astfel de, de lupte împotriva bisericii, de fapt este o luptă împotriva lor înșiși. Și este foarte greu. Sfântul Apostol Pavel în momentul în care se ducea pe drumul Damascului, acolo la un moment dat îi se arată Hristos și el îl recunoaște. Și îl întreabă, cine ești, Doamne? Și Hristos îi spune, eu sunt Hristos pe care tu îl prigonești. Și îi spune el: Pavel, este greu să lovești cu piciorul în țepușă. Și toată lumea s-a chinuit să, să explice acest verset și la un moment dat... O explicație foarte frumoasă de sunt. Sfântul adică acolo se spune, este foarte greu să negi evidența. Adică, Hristos era în fața lui. Deci este foarte greu să lovești cu piciorul în țepușă. Este foarte greu să fii împotriva bisericii. Pentru împotriva bisericii, repet, biserica nu este neapărat o instituție. Mie nu-mi place acest cuvânt de instituție. Pentru că dacă biserica este o instituție, atunci îl transformăm pe preot într-un funcționar. Ori el nu este un funcționar. Deci biserica, în primul rând, este trupul lui Hristos. -asta trebuie, noi de acolo trebuie să plecăm că preotul este păcătos, că cu tare preotul a făcut anumite greșeli. Sigur, toți suntem supuși greșelii, am, am spus-o și repet, nu suntem niște sfinți. Însă, cu toate acestea suntem puși acolo pentru a, a spune la un moment dat nu. Ori este foarte greu în ziua de astăzi, în momentul în care toată lumea încearcă să-și acumuleze un capital de simpatie, Biserica vine și spune nu. Adică nu, nu are nevoie de acest capital de simpatie. Pentru că ați acumula un capital de simpatie, înseamnă a fi de acord cu fiecare. Ori biserica nu poate să fie de acord cu fiecare. Adică nu putem să ne creăm, pentru că asta se încearcă, adică nu, nu, să nu-L acceptăm pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci să ne creăm un Dumnezeu după, după chipul și asemănarea noastră. Adică un Dumnezeu care să ne accepte toate. Sau mai grav, un Hristos care să fie pus undeva acolo la colț, care să nu ne întrebe prea multe, să nu ne spună cum și ce. Cele 10 porunci nici nu este corect, pentru că traducerea din limba greacă logos înseamnă cuvânt. Deci sunt cele 10 cuvinte. Părintele în momentul în care spune copilului nu pune mâna pe sobă că o să te ardă, nu înseamnă neapărat, da, sigur că îi restricționează anumit spațiu. Îți o spune din iubire, pentru că evident că în momentul următor copilul va pune mâna pe sobă și-l va arde. Deci asta se întâmplă și în biserică. Adică biserica vine și spune, domnule, nu ai voie să faci lucrul ăsta pentru că s-ar putea să ți se întâmple un în anumit lucru. Deci dacă vorbim despre credibilitatea bisericii, să știți că războaie împotriva bisericii au fost întotdeauna. Deci nu vorbim despre o noutate, biserica, războaie împotriva bisericii au fost începând cu are. Deci vorbim de secolul III, au tot existat astfel de bătălii, de lupte împotriva bisericii, fiecare au încercat să rupă o bucată, două, trei, se întâmplă și astăzi. Însă, eu aș dori să... și nu este o, o amenințare, este un fapt consumat, deci s-a întâmplat și lumea poate să vadă lucrul acesta. Nimeni în veci n-a câștigat un război împotriva bisericii. Da. Nimeni în veci n-a câștigat un război împotriva bisericii. Război împotriva bisericii, ascultându-vă dacă a fost din secolul... din III. Secolul 3. Secolul 3 vorbim, vorbim și astăzi. Războiul continuă. Societ da. Societatea face sau nu face un pas spre biserică? dar biserica nu credeți că ar trebui ar fi oarecum obligată să facă un pas spre societate. Această societate care este într-o continuă dezvoltare face pași înainte indiferent că îi face pe un drum bun sau nu că și biserica ar trebui să se nu să se schimbe, nu, nu mă refer la o schimbare a mentalității refer, mă refer la o deschidere mult mai amplă din partea slujitorilor bisericii care oare cum să-l privească pe omul de rând, probabil și pe, acest, pe această persoană cu altă orientare sexuală, încât să-și dorească să se apropie. Să-și dorească să se apropie să stea de vorbă cu părintele, nu să stea de vorbă cu, știu eu, medicul sau așa mai departe. Pentru că părintele, dacă vorbim despre religie și biserică în trecut, era doctorul sufletelor. Și ar trebui să fie și în zilele noastre. Eu aș vorbi despre credință. Religia nu mântuit pe nimeni niciodată. Deci religia nu mântuit liniștit pe nimeni. A liniștit. Nu. Credința, da. Credința te poate mântui, te poate liniști. Din, păca, din fericire, slavă Domnului, avem foarte mulți preoți și foarte mulți duhovnici apropiați de tineri, de copii. Eu cunosc foarte, foarte mulți. Aici există o, o, o problemă care foarte rar se pune pe tapet și foarte rar se afirmă. Se adică faptul că biserica, da, Biserica trebuie, evident că biserica trebuie să fie în mijlocul cetății, pentru că biserica este, evident, farul de lumină, ea trebuie să fie în mijlocul cetății. Aici problema este felul următor. Da, s-ar putea ca biserica sau slujitorii Biserici să aibă nevoie de o adaptare de limbaj. Să-și adapteze limbajul la limbajul tinerilor sau a cetățeanului din zilele noastre. Da, aici ar putea să fie o problemă pe care trebuie să o, să o punem la punct. În al doilea rând, Biserica a intrat pe foarte multe paliere, în spitale, în penitenciare, exact. în școli. Un lucru care nu se spune din anumite motive. Biserica nu este iubită în școală. Deci, preotul în școală nu este iubit pentru că cunoaștem foarte bine problema cu ora de religie. Sigur că au fost foarte mulți profesori bine intenționați care au spus da, au fost alții care au spus da sau nu, au fost alții care au spus nu. Acum vedem că se insiste foarte mult pe... Eu am rămas șocat. Acesta este cuvântul. În momentul în care se vorbea la un moment dat despre educație sexuală la un copil de clasa a doua sau așa ceva, erau... Adică nu acceptăm religia pentru că îndoctrinăm copiii, deci acesta era cuvântul, dar acceptăm... Nu știu dacă e potrivit eu cred că în clasă a doua copilul trebuie cu Petre Spirescu și cu... așa. Da, și ne apropiem de finalul emisiunii, din păcate, și aș vrea aici să, să puntez faptul că din păcate, mă repet, repet acest cuvânt, în zilele noastre... Facem ce facem, dragii mei, și scoatem la suprafață. Nu că n-ar trebui, trebuie foarte bine scoase la suprafață și părțile negative. Evite. Din, indiferent ce sistem vorbim, chiar de biserică. Dar sunt atâtea locuri, atâtea situații, atâtea oameni care fac lucruri extraordinare, unde își pun sufletul pe tavă pentru nimic, nici pe car pentru un bănuț, dar aceste lucruri se țin undeva deoparte, se țin undeva ascunse, acolo în culise. De ce? Pentru că noi gustăm foarte bine comercialul, foarte bine cancanul și parcă ne implicăm mult mai mult în a comenta decât în a aprecia. Problema este relativ simplă acum vreo 2 sau trei ani un scriitor american, George Ritzer, scria o carte foarte interesantă, Globalizarea nimicului. Și acolo el spunea despre, despre exact acest fapt, adică uităm să vedem frumosul și binele, vedeți în artă. Sunt anumite lucruri pe care eu personal nu le înțeleg, adică nu văd o artă în anumite chestii care frizează grotescul. Și la fel se întâmplă și în, în viața omului de zi cu zi. Pe lângă faptul că sunt oameni care, cum spuneați dumneavoastră, fac foarte multe lucruri bune și frumoase și minunate, dar care nu doresc să iasă în față. Și știți de ce? Pentru că acești oameni se simt foarte bine așa cum sunt. Și pentru că nu au nevoie de 10 cameramani care să meargă după ei să vadă uh, când fac anumite fapte. Uh, mie îmi pare rău că se întâmplă, și am mai vorbit probabil despre asta, că există anumite persoane care se simt creștine doar de pașă de Crăciun. Atunci împărțim cadouri, atunci suntem buni, frumoși așa mai departe și începând de la 1 ianuarie ne reluăm okay. vechile activități și obiceiuri. Deci suntem în postul Crăciunului. Chiar ar trebui să ne gândim la lucruri frumoase și la lucruri minunate și la. chiar la ce înseamnă acest post, pentru că, repet, chiar îmi, îmi displace această lume a, a tenebrelor și a, 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 a viciului în care, pe care trebuie să o dezbatem și o scoatem la lumină, pentru că trebuie să o scoatem la lumină, asta este. Însă eu cred că totuși lumina întotdeauna este mai importantă, pentru că asta ne face mai buni. Cu aceste cuvinte frumoase și din suflet s-a încheiat, să spun, misiunea noastră din această seară. Vă mulțumesc din suflet și vă aștept pentru o altă dezbatere care mi-a venit așa în minte, care cred că este și pe gustul dumneavoastră. Părinte, vă mulțumesc! Sănătate multă! Cu mare drag! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă aștept să fiți în continuare alături de noi și săptămâna viitoare. Până atunci să aveți zile minunate, iar gândul bun să vă însoțească mereu. misiune realizată cu sprijinul Hora ESA.